Vă salut cu drag, și în această seară, și abia aștept ca să aduc speranță, curaj și entuziasm în inimile voastre cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru început, aș vrea să vă povestesc o întâmplare pe care am trăit-o împreună cu familia mea când am vizitat Verona, orașul lui Romeo și al Julietei. Când o să treceți pe acolo, o să dați de povestea celor doi, o să dați de multă istorie, de locuri frumoase. Eram în Verona și când am ieșit de la casa lui Romeo și a Julietei, am mers cu copiii în piața centrală și la un moment dat au văzut un personaj din desene animate din patrula cățelușilor. L-au văzut pe Marshall. Era un om costumat în Marshall. Așa în uh, dimensiune umană, adultă uh, cu tot ceea ce însemna personajul respectiv din desene animate. Vreau să vă spun că în momentele acelea fiecare dintre copii a reacționat diferit. Fetița mai mare a fost încântată când l-a văzut și abia așteptat să facă poză cu Marshall. Fetița mai uh, mică, mijlocia, dar tot fetița mai mică e Anis, a zis mai timidă, și eu aș vrea să fac poză cu el, dar tată, chiar e Marshall? Da, uite, e Marshall din desene animate. Hai, uite, s-a dus și tăi să facă poză cu el. Du-te să faci poză cu el. Și s-a dus în cele din urmă, după ce a mai insistat puțin, a mers și a făcut poză cu Marshall. Băiatul, micuțul a fost terifiat când l-a văzut. S-a speriat atât de tare, încât pur și simplu a luat-o la fugă. Trebuie să-l prindem, să-i spunem, uite, este un om care este costumat în personajul acela și foarte, foarte greu am reușit să-l convingem să facă poză cu el alături de copii. Trei copii în aceeași situație, trei reacții diferite. Poate că ai trecut și tu prin uh, încercări, prin probleme, prin anumite situații în viață în care te-ai temut de moarte. Și dacă e să explorăm așa uh, paleta aceasta a temerilor și a fobiilor, este foarte largă. Unii oameni se tem de înălțime. Altora le place înălțimea. Unii oameni se tem să stea în spații închise, au claustrofobie. Altora le place să stea în spații închise. Unora le este frică de șerpi, de cai, de câini, de păianjeni, de libelule. Am întâlnit pe cineva care a reacționat atât de virulent când a văzut o libelulă și a zis, Dar, poate să-ți facă o libelulă? Și a avut o, o teamă, care a devenit somatică pentru că se temea de acea libelulă. Temerile noastre sunt foarte diverse și foarte subiective în același timp. Și în seara aceasta, aș vrea să vedem cum putem să înfruntăm aceste temeri. Pot fi de genul celor pe care le-am amintit sau pot fi mai profunde: temeri existențiale, temeri de viitor, temeri de. A trăi viața așa cum ți-ai dori, pentru că societatea, anturajul, familia, cei din jurul tău îți impun un anumit tipar și ți-e frică să ieși de acolo. Unii ți-au spus că este periculos să faci anumite lucruri și ți-a intrat adânc în minte lucrul acela. Și nu mai e curajul să înfrunți viața, să înfrunți problemele, să înfrunți acele temeri și acele provocări care... Dacă ar fi înfruntate și ar fi date la o parte, ai descoperi o cu totul și cu totul altă viață. Ca pasaj biblic, aș dori să deschideți biblile, cei care aveți Biblia la îndemână. Cei care nu aveți, puteți să citiți ulterior sau să vă faceți o prospătare în minte a acelei istorisiri biblice. În care David s-a luptat cu Goliat. Deja când am zis de David și de Goliat, ne aducem aminte de cele mai frumoase lucruri din copilărie, când părinții sau cei de la școala de biserică biblică ne povesteau această întâmplare. Poate că am văzut-o și dramatizată, în scenete și în tot felul de cadre. Și când spunem David și Goliat, deja undeva se duce în derizoriu, în banal, pentru că e atât de simplă, atât de cunoscută această întâmplare și totuși. Chiar dacă este cunoscută, chiar dacă este foarte familiară pentru noi această întâmplare, ea conține un adevăr, sau mai bine zis, mai multe adevăruri existențiale pe care noi le dăm la o parte de cele mai multe ori. Ne este frică de viață, ne este frică să relaționăm, ne este frică să facem lucruri noi, ne este frică să ne depășim limitele, ne este frică să. Trăim viața pe care am putea să o trăim pentru că frica este atât de mare în viața noastră, s-a augmentat atât de tare încât nu mai vedem dincolo de ea absolut nimic. Erau foarte mulți în Israel atunci care de mărimea lui Goliat nu mai vedeau pe Dumnezeu. Nu mai vedeau viitorul, nu mai vedeau izbânda, nu mai vedeau nicio ieșire din situația aceea. Goliat însemna zeul suprem al temerii care le paralizase voința, credința, viitorul, speranțele, absolut tot. În mintea lor exista o singură problemă: Goliat. Sfânta Scriptură spune în 1 Samuel, capitolul 17 că filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda, au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar Valea Terebinților îi despărțea. Cred că putem transpune în plan personal această relatare pe care am citit-o până aici. De o parte este frica, de o parte ești tu. De o parte este frica ce te amenință că va veni peste tine, te desparte doar o linie foarte subțire și strigă la tine și începe să își mărească dimensiunile, începe să te amenințe, începe să blesteme începe să arunce tot veninul spre tine ca să te intimideze. Distanța între frică și tine este atât de mică, aș spune că uneori face parte din tine, intră în tine și te stăpânește, te controlează. Filistenii de o parte, izraeliții de altă parte. Tu te pregătești să lupți, Trebuie să treci doar peste o vale, să lupți cu ea și să mergi mai departe. Dar e atât de mare vale aceea. O, o, facem atât de greu de trecut, încât drumul spre viitor pare barat cu totul. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două știri. El se numea Goliat, era din gat și avea o înălțime de Șase coți și o palmă, n-am undeva la 3 metri și ceva. Avea șase degete la mână, era foarte, foarte solid, un uriaș și -a înaintat, a înaintat spre tabăra izraeliților. Să știți că frica este agresivă, te invadează, nu stă cu minte să te ia cu tehnici ieftine de manipulare, nu. Vine peste tine și te lucrează la nivel emoțional, te manipulează, caută să te înfrice cât mai tare, să te paralizeze, să nu faci nimic, doar să stai să o admiri, să te uiți la ea, să fii din ce în ce mai mic și să nu mai ai nicio decizie, să rămâi acolo, plecat, umil, cu minte în fața ei. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Este grea, rău de tot frica asta. Este impozantă. Avea niște tureci de aramă peste fluirile picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce îi purta scutul mergea înaintea lui, frica are și acoliți. Vine înaintea ta cu... O întreagă cohortă de, de simpatizanți și de intimidatori. Are slujitori foarte mulți. Și când vrei să faci ceva, vine. Cu tare, vine cu tare, vine cu tare. Stai, dar cum să faci așa ceva? Să faci saltul ăsta? Să îți schimbi viața? Să, să fii altfel? Să îți schimbi personalitatea? Felul tău de a fi? Să iei alte decizii? Să ieși tu din masa aceasta manipulabilă? Fii serios! Dar nu se poate așa ceva! Dar nu există! Cum să... Să ieși tu din masa aceea fricoasă care se închină în fața lui Goliat și spune, dar nu se poate, nu există trecere, nu există soluție la problema aceasta. Totul în mintea lor este goliat și atât. Și profitând de această docilitate și de această cumințenie, frica devine din ce în ce mai mare, din ce în ce mai impozantă și din ce în ce mai. Mai asupritoare și mai agresivă față de tine. Provocare. Frica. Dacă va putea cineva să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri, dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Și este o mare, mare zicerea aici a lui Goliat. Dacă tu nu omori frica și nu înveți să treci peste ea, dacă nu înfrunți Goliații din viața ta, tu vei fi robul ei toată viața. Dacă ea trece peste tine și ajunge să te controleze, vei fi robul ei toată viața. Și știți ce aleg majoritatea oamenilor? Aleg să trăiască sub domnia fricii, sub domnia terorii. Oarecum, pe moment este mai comod. Pleci capul, asta e, ce să facem? O să fim, o să plătim biruri, o să plătim taxe, o să plătim tot ce trebuie, o să plătim cu viața, dar stăm cu mintea acolo, nu zicem nimica și o să ne hrănească frica asta cumva. Știți care este, însă, realitatea? Cu cât stăpânește mai tare peste tine cu atât vrea mai mult și mărește tributul din ce în ce mai tare, până când te apleci, te apleci, te apleci, te apleci, te apleci, te apleci și în cele din urmă ajungi una cu pământul, nu mai contezi nimic și joacă pe spatele tău, ironică și spune, gata, te-am pus aici, deci nu te mai ridici niciodată. Însă, în toată această panică generală care s-a instaurat acolo, după ce filisteanul a aruncat o cară asupra lui Israel și asupra oștirii sale, a apărut David, tânărul credincios, vizionar, care a vrut să schimbe acea realitate care părea de neschimbat. Și dacă te uiți la raportul de forțe, ai zice, mă, ori era nebun, ori inconștient ori naiv, cum să înfrunți o asemenea namilă? Tu, ca un tânăr, ai fi făcut o sală la uh, stâna de oi acolo, că ai rupt fălci de urși și că te-ai bătut cu lei, O performanță, totuși. Dar ăsta, ăsta e de două ori cel puțin mai mare, mai înalt decât tine. Este puternic, este un războinic care știe să mânuiască atâtea arme și asta este profesia lui, este mercenar de meserie arunc astăzi o cară asupra oștirii lui Israel. Să știți că nimic nu aruncă o cară asupra voastră și asupra vieții voastre mai mult decât goliații din viața voastră. Frica te face să te simți mic. Frica te face să îți scadă stima de sine. Frica te paralizează și îți inhibă creativitatea. Frica te, te împiedică să treci la acțiune? Frica este cea care te închide într-o colivie și vrea să te țină acolo. Arunc o cară asupra ta. Nu ești bun de nimic. Nu poți să faci absolut nimic. Și câți nu ne spun lucrul acesta? Eu sunt aici, sunt mare, tu ești acolo, ești mic. Rămâi acolo, în colivia aceea pe care ți-am creat-o. Unii dintre noi, mai creativi, am vrea să cosmetizăm lucrul acesta, să nu arătăm că ne este frică, însă devenim ridicoli, devenim caragioși. E ca în povestioara aceea orientală, citisem într-una din cărți despre un om care călătorea prin Orient. A ajuns în munți și s-a dus peste noapte să doarmă la un adăpost de noapte, cum se fac în munți. Da, o mică uh... Un mic acoperiș, acolo o căbănuță, în care sunt mai mulți, mai multe paturi, și unul dintre cei care stăteau acolo era deja așezat împreună cu papagalul său, care era în Colivie. Și papagalul din Colivie striga: Sunt liber, sunt liber, îmi place libertatea, sunt liber, sunt liber, dar el era în Colivie. Și la un moment dat, începe dialogul acesta, străinul cu el și a zis, dar nu vrei să fii afară? Nu, nu, nu vreau să fiu afară. Și deschide ușa la, la colivie și știți ce făcea papagalul? Trăgea cu, cu ghearele ușa coliviei și striga în același timp, sunt liber, sunt liber și la un moment dat asta forțează ușa coliviei și bagă mâna în Colivie, bineînțeles, papagalul l-a ciupit și l-a uh, rănit atât de tare încât a început să-i curgă sânge din uh, mână. L-a scos afară, l-a aruncat spre cer și a zis: "Du-te, fii liber, trăiește liber." Și după aia omul s-a culcat și dimineață, știți ce a găsit? L-a găsit pe papagal în uh, Colivie cu ușa deschisă, strigând, sunt liber, sunt liber, îmi place atât de mult această colivie. Cam așa sunt mulți dintre cei care se declară a fi liberi. Papagali. Da, suntem liberi, suntem liberi, dar de fapt nu sunt liberi. E doar o minciună cu care se mint tot timpul că sunt liberi, dar când e vorba să acționeze ca niște oameni liberi, nu acționează. Sunt dependenți de ce spune X, de ce spune Y, de ce face X, de ce face Y. Sunt dependenți de părerea lumii, sunt dependenți de tiparele pe care le-au învățat în copilărie și ar vrea să fie liberi. Și ar dori lucrul acesta. Sau mai bine zis, ar visa la lucrul acesta. Că dacă și-ar dori cu adevărat, ar ieși de acolo. Dar stau tot în colivia aceea. Sunt liber, sunt liber. Dar teama de schimbare, teama de a ieși din confortul meu, din colivia mea, este atât de mare. Dar prefer să strig că sunt liber. Arunc astăzi o cară asupra știrilor lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale Filisteanului și s-au spăimântat. Și au fost cuprinși de o mare frică. O mare frică. Și se uitau unul la altul cine să înceapă lupta. Păi, nu eu, bă, tu ești mai solid. Hai mă, du-te, că și tu ai făcut lupte, nu știu de care. Nu, nu, uite, tu mânești mai bine scutul, tu mânești mai bine sabia și se uitau unii la alții, se uitau spre împărat. Împărat, ești cel mai mare din Israel, cred că ai fi cel mai potrivit să faci lucrul ăsta, să te duci, să te bați cu Namila. Nu, cum, eu sunt împăratul, eu vă dau ordine, dacă mă duc eu să duce slava lui Israel, ce cum, adică să mă duc eu să mă bat cu Goliat? Nu, E atât de puternică această fortăreață a fricii, încât puțini au curajul să o dărâme. Îmi place foarte mult Biblia că nu cosmetizează lucrurile. În loc să ne prezinte acolo un cavaler care este instruit în mânuirea armelor și cel puțin de talia lui Goliat și vine să-i dea lecții de tehnici, de arme, de toate celelalte uh, metode de luptă, nu. Vine cineva care luptă cu totul și cu totul neconvențional. Și știți care este ironia? Că noi, tocmai de ăștia, fugim. De cei care ar putea să aducă o idee nouă, de cei care ar putea să schimbe ceva, de cei care aduc un suflu nou, de cei care ar putea să, să ne creioneze realitatea în alte culori. Deci nu, ăștia nu se încadrează în tipare, îi dăm la o parte, mă, dacă zice ce, nu, taci din gură, nu, dar hai să-i dăm o șansă, nu se poate. Noi numai așa facem lucrurile, convențional. Și în momentul când te blochezi în convențional, n-ai nicio șansă să treci dincolo de fricile acestea. Tot Israelul, în frunte cu Saul, stătea și clănțenea din dinți. Frumoasă priveliște. Și David era fiul efratitului acelui din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt fii. Pe vremea lui, Saul era bătrân și înaintat în vârstă. Era un împărat venerabil. Nu mai putea să lupte. Cei trei fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei trei fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab, al treilea Shama. Cei mai mari s-au dus la război. De multe ori, cam așa gândim noi. Luăm pe cei mai mari, sunt cei mai puternici, au experiență, au toate lucrurile bine aranjate în viață și folosim direct acolo, în linia întâi. Și nu ne gândim că s-ar putea să vină cineva neconvențional care să poată să spulbere toate miturile acestea despre frică, despre imposibil, despre granițe, despre limite, despre modul de a face lucrurile. Și ăștia stăteau și ei și tremurau. Erau cei mai mari, cei mai cu vază în familie. Ei erau la război și așa știa tătuca că acei trei fii poartă războaiele Domnului și nu știa că tremură de frică în fața filistenilor, în frunte cumpărat. În frunte cumpăratul. David era cel mai tânăr. Și gândiți-vă cum era privit. Hai că astăzi avem așa o, o drăgălășenie față de cel mai tânăr. E cel mai răsfățat, e cel mai iubit. Însă atunci lucrurile nu prea erau așa. Mi-aduc aminte și de copilărie. De regulă cei care erau mai mici le încasau pe toate. Cei mai mari își băteau joc de ei, îi puneau să facă lucrurile cele mai neplăcute, să care bagaje, să își dovedească acea credincioșie și docilitate ca să intre în trupă, să intre în rândurile celor care sunt mari. Ei, de data asta, spune cuvântul Lui Dumnezeu, David, cel mai tânăr, a venit acolo și a început să pună întrebări. David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Și după 40 de zile, după ce țâcă ăsta a fost trimis înapoi la oi, ce să facem cu tine? Vezi, dă treabă, lasă i lăsăm pe ăștia vlășganii să se bată. Tu du-te acasă, nu avem ce face cu tine. După 40 de zile spune cuvântul Lui Dumnezeu că Isai l-a trimis din nou să vadă ce se întâmplă cu războiul ăsta. 40 de zile, nu avem niciun fel de vești. Ăsta stau numai față în față, ăsta vine în fiecare dimineață și începe să arunce o cară și să spună gata, uite, hai, cine se bate cu mine? Sunteți niște incapabili, niște fricoși. Ce Dumnezeu aveți? Și într-adevăr, frica aceasta, goliații din viața ta, te fac să te simți foarte, foarte mic și foarte incapabil. Și tot așa 40 de zile. Și după cele 40 de zile spune cuvântul că S-a dus să vorbească cu oamenii de la Calabalăcuri, mă cei cu ăsta, de unde este. Și au început să-i spună, oh, uite, ăsta este un uriaș. Dacă o să-l învingă cineva, împărat, o să-l facă ginerele lui, o să-i umple casa de bogății, o să-i scutească familia de dări și toate celelalte, dar pe, pe David nu asta îl interesa în primul rând. Pe el îl răcâia faptul că acea cauza lui Dumnezeu era bagiocorită, era trântită în praf. Și la un moment dat, David spune că a lăsat lucrurile celui ce păzea ca la balăcurile și a început să vorbească. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două știri, ieșind afară din șirurile filistenilor, aroganță, da? A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Foarte mulți abandonează lupta în fața fricii. Foarte mulți lasă la o parte totul și zic, nu, nu, nu. N-are rost. Toată lumea fuge. tuturor le este teamă. Nimeni nu-îndrăznește. uai ce mare este goliat ăsta! Ce aramă are pe el, ce scut, ce pavăză, ce suliță, ce sabie, Pai de mine, este groaznic. Cum să înfrunți o asemenea namilă? Nu se poate. În timp ce toți au fugit, și în timp ce fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând, a înaintat ca să arunci o cară asupra lui Israel. Wow, ai văzut frica! Ai văzut problema? Ai văzut provocarea? Ah, și stăm și ne închinăm în fața ei ca la sfintele moaște. Atitudinea lui David. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face acelor care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta netăiat prejur, ca să o cărască oștirea Dumnezeului celui viu? Hopa! Când pui întrebări, când pui problema în felul acesta, frica începe să tremure, frica începe să se evapore, frica începe să uh, clănțăne din dinți. Cine este frica asta să mă pună pe mine jos? Cine este frica asta să bagiocorească atâția oameni, să-i țină în sclavie? Cine este frica aceasta să-l dea la o parte pe Dumnezeu și puterea lui? Cine este goliat acesta să vorbească așa despre Dumnezeu? Și când încep să pui problema în felul acesta și să pui întrebări, o să vezi că lucrurile încep să se schimbe Poporul spunând din nou aceleași lucruri i-a zis, așa și așa se va face acelora care va omorâ dar apar acei oameni vanitoși și invidioși care n-au curajul să bată cu goliat dar sunt cei mai sfătoși și oamenii care inventează lucruri și știu cel mai bine să pună piedici celor care vor să facă ceva. Ăștia sunt specialiști în în chițibușuri, în bârfe, în calomnii, în descurajare, în exagerare, în înveninarea celor care vor să, să sperie frica și să aibă o altfel de viață. Sunt specialiști. Sunt mari viteji în spatele frontului, sunt foarte curajoși, ar mânca în dinți pe oricine. Dar când e vorba să înfrunte o situație clară, punctuală, să aducă o rezolvare, a fost de aici, aveți de treabă, dar asta nu se poate face. Când apare cineva, pac, după cap, nu, nici tu nu poți. Nici tu, e ca în experimentul acela cu maimuțele, știți? Era experimentul făcut de un psiholog care a dus în cameră mai multe maimuțe și a pus sus un picior de banane. Și cum încerca o maimuță să se urce după banane, să ia banane, era stropită cu apă. Și așa erau toate și până la urmă scotea câte o maimuță și băga alta care nu participase la experiment. Și la un moment dat toate maimuțele trăgeau maimuța care intra în cușcă să nu se suie după banane, chiar dacă nu mai erau stropite cu apă. De ce? Pentru că au învățat, au auzit instinctiv că, domnule, să te urci după acele banane, după acele fructe, este periculos. Vei fi... Nici nu mai știau că sunt stropite cu apă, pentru că le scotea și la un moment dat nu le-am mai stropit cu apă. Și pur și simplu trăgeau jos. Cam așa sunt și cei care pun piedici în calea oamenilor ce luptă cu frica și vor să aducă schimbarea. Eliab, fratele lui cel mai mare, da, eu am grade, sunt cineva, sunt primul din casă, am cuvântul cel mai puternic, am experiență, strălucește experiența în spatele poveștilor umflate. La mulți din acești oameni. Elia, fratele celui mai mare, care l-au zis se vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David. De ce? Oricum tremurau ca niște crenguțe acolo, și le clănțăneau dinții, erau disperați și acum dacă a venit să rezolve problema, să-i scape de Goliat, s-a aprins de mânie, de deci ce invidia. Cum eu să nu reușesc și să reușească el? Nu, no, nu se poate. El să-mi vingă frica și eu nu? Nu, no, așa ceva nu este posibil. El ia fratele cel mai mare, care l-au zis vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Acolo era locul tău, mă, la oi. Vii și tu aici pe front să arăți ce? Că ești tu mare viteaz, că știi tu să te bați cu golia, să ne arăți nouă că ești marele curajos. acolo e locul tău și unii ne-ar ține numai acolo la oi. Modești, cu minți, tăcuți. Nu scoate capul, nu zi nimic. Stai acolo, acolo e locul tău. Și nu vorbim de un dușman. Vorbim de fratele lui, de corp. Observați cât de, cât de perfidă este această invidie care se naște în sufletul nostru. Cât de adânc este înrădăcinată dacă suntem în stare să-i taxăm și să. Îi lovim chiar pe cei dragi ai noștri. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Observați cum face o supoziție, o presupunere, o bănuială, o prejudecată, o rostește ca o teză științifică. Face din ea o certitudine. Îți cunosc eu răutatea și viclenia inimii. Știu că ești un om rău. Păi un om rău. Sau un om viclean ar muri pentru o cauză în care nu crede. Hai să fim serioși. N-ai cum să te duci la moarte pentru o cauză în care nu crezi, decât dacă ești forțat de cineva să faci lucrul acesta. Dar să te duci de bună voie să mori pentru o cauză în care tu nu crezi, asta este nebunie. Nimeni nu face așa ceva dacă are toate mințile întregi. Dacă nu crezi într-o cauză, nu te duci să mori pentru ea. Și spune el, îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai pogorât ca să vezi lupta, curiosule. David a răspuns, ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel. Nu a stat la negocieri, la... Vai, frate, îmi pare rău. Stai, pot să ridic și eu mâna? Pot să pun și eu două întrebări? iartă-mă că te-am ofensat, nu. Oamenii de acțiune, oamenii care reușesc cu adevărat în viață, oamenii credinței, nu stau să întrebe gloata sau pe cei care se tem dacă viziunea este bună sau rea, dacă să acționeze sau nu, dacă fac bine sau nu anumite lucruri. Pentru că îți pierzi energia, îți pierzi focalizarea, îți pierzi determinarea. Nu sta să-i lămurești pe astfel de oameni pentru că nu vei mai face nimic. Mi-aduc aminte când preluam câte un district, veneau unii în comitet și spunea, frate, în comunitatea noastră avem probleme. Da, avem multe probleme. Și începeau să le spună, să le descrie și am spus, stop, stop, stop. Câți pastori au fost până acum la voi? Păi atâția. Și le-au rezolvat? Păi nu. Păi nici eu nu o să vi le rezolv. Pentru că nu asta este treaba mea. Treaba mea este să Merg pe misiune, pe predicare, pe ceea ce sunt bun să fac și unde am abilități. Nu să stau să împart în stânga, să conving pe X, pe Y că trebuie să facem aia și cealaltă. N-are rost, e pierdere de vreme și de energie și de timp și de viață. David a întors spatele, așa trebuie să faci și tu cu oamenii aceștia, nu că trebuie să-i desconsideri. Sau... Dar nu mai da atâta importanță tuturor celor care vin să te descurajeze, să spună că poți să faci sau nu anumite lucruri. S-a întors de la el că să vorbească cu altul și a pus aceeași întrebări. Poporul i-a răspuns la fel. Și îmi place foarte mult versetul 32. Este o ghiulea de tun, o lovitură de pumn dată direct în barba fricii. Și în același timp este o oază de speranță pentru oamenii care sunt dominați și stăpâniți de frică. În situațiile dramatice, în situațiile grele, când oamenii sunt disperați, când oamenii se tem, în momentul în care se ridică un om și spune, uite, putem să facem asta, putem să rezolvăm, lucrurile pot să fie și altfel, crezi așteptare. Oamenii încep să se uite la tine și să spună, wow, chiar se poate lucrul acesta? Și Bazându-se pe Dumnezeu, David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. Wow, știți cum a fost ca niște directe din alea așa în barbă pentru, pentru fricoși. Nimeni să nu-și piardă speranța. Există speranță? Mai crede cineva? ne am mobilizat, dar n-are cine. Cine să pășească în față? Cine să meargă primul? Uite, eu mă duc să mă bat cu el. Și în momentul în care spui mă duc să înfrunt problema aceasta, mă duc să mă bat cu dificultățile, în momentul ăla ai credibilitate. În momentul în care ești doar delegativ, așa, conducerea din pix, uh, mergeți voi, eu vă spun strategia, punctul 1, punctul 2, punctul 5, punctul 7. Vă rog, poftiți la luptă. Nu merge, nu merge. Este tipul de leadership pe care îl practică astăzi majoritatea și în politică și în biserici. Și de asta sunt handicapate și unele și altele. Da! Pentru că, în loc să zici, nimeni să nu-și piardă speranța, mă duc și mă bat cu oricine, nu contează, încep să te dai, să te interpretezi, să ne mai rugăm, să ne mai sfătoim, să mai facem șapte comitete, să mai vedem cum mai se schimbă vremea, cum se mai schimbă circumstanțele. Și după aia începem să devenim mari, mari vitești după ce problema a trecut. Oh, păi da, uite, am trecut pe acolo. Nu. David atacă direct problema aceea, care se numea atunci Goliat. Nimeni să nu-și piardă speranța nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Și aș vrea să rescrii versetul ăsta pentru tine și să spui așa, nu voi pierde nădejdea din pricina fricii acesteia și numește-o, scrie-o, pune degetul pe ea, pentru că este foarte important să clarifici. nu voi pierde speranța din pricina acestei probleme. Robul tău, adică eu, mă voi duce să mă bat cu ea. Oricare ar fi frica din viața ta, când iei atitudine și când te duci direct spre ea, viața ta se schimbă. Treci din postura de slugă, din postura de fricos, din postura de nemotivat, din postura aceea de om depersonalizat, cu o imagine proastă de sine, care nu are încredere în capacitățile puse de Dumnezeu în el, te schimbi, devii un adevărat războinic pentru Dumnezeu și pentru cauza lui. M-aș fi așteptat la o altă reacție din partea Împăratului venerabil să zică, bine mă băiete, admir curajul tău, îmi place de tine, uite tare mi-aș dori să, să mai am și eu vlagă, asta putere, asta energia și îndrăzneala pe care o ai tu. Dar în loc să aprecieze, în loc să uh, fie încântat că are astfel de oșteni, știți ce îi spune împăratul? Împăratul nu pot să te duci să te bați cu Filisteanul acesta. Căci ești un copil. Și el este un om războinic din tinerețea lui. Și de câte ori n-auzim refrenul ăsta retrograd și bătut în cap, nu poți să faci lucrul ăsta că n-ai experiență. Nu poți să ocupi funcția asta că n-ai experiență. Și peste tot unde te duci, culmea și ironia. Te-am angajat, dar ai experiență. De unde să ai, frate? Că nu ți-a dat nimeni credit să faci ceva, să practici ceva, să dovedești. Și nu mergi numai în posturile alea unde nu vrea nimeni să, să facă nimic și care sunt și cel mai prost plătite. Și asta e, la început trebuie să-ți iei după cap mai multe lovituri și să te calce până lumea începe să vadă ceva. Însă, atitudinea aceasta este proprie acelor oameni care au îmbătrânit, care au renunțat la viață, care s-au blazat, care s-au plictisit, care se bălăcesc în mediocritate. Nici ei nu merg mai departe să urce din ce în ce mai sus, dar nici pe alții nu vor să-i lase, nu le oferă credință. Nu poți, că n-ai experiență, n-ai mai luptat, n-ai mai făcut. Păi da, dar e ocazia să încerce, e ocazia să înceapă, lasă-l dacă vrea. Nu... Ce să riscăm de parcă aveau ce să mai piardă cu situația aceea? ești un copil, el este un om războinic din tinerețea lui și David începe să argumenteze foarte hotărât. Uite, m-am bătut cu ursul, m-am bătut cu leu, păi, și cu asta va fi la fel. Bine, bun. Dacă vrei să faci treaba asta, trebuie să-ți fac instructajul. Cum se face bătălia, așa ca să fie ca la carte. Și sunt o mulțime de experți în bătăliile vieții care nu mai au legătură cu realitatea, care sunt răsuflați, care sunt irelevanți. Dar sunt considerat niște hipopotami, niște elefanți, niște elemente de referință peste care nu poți să treci, Domne, nu s-au mai bătut de nu știu când. N-au mai luptat cu problemele, nu mai știu nimic din tot ceea ce are legătură cu realitatea. Când eram în conservator, erau unii profesori care predau instrument, care știau să cânte foarte bine, și alții care predau filozofia instrumentului. Și ziceau, sunetul ăla trebuie să fie mai perlat mai catifelat, să aibă mai multe armonice, adică cum? Ia instrumentul și arată -mi. A, pasajul ăla trebuie să fie mai voalat, trebuie să fie ca un val de mătase, serios, val de mătase, sunete, muzică, serios, tu auzi cum, cum sună aberațiile astea. Dar știi, în momentul în care omul nu mai are practică, nu mai are legătură cu realitatea, începe să îți folosească metafore, să facă din ce în ce mai multe indicații și să creadă că fără ele tu nu poți să faci nimic. Pune mâna și treci la treabă. Sari în față ca să demonstrezi ceea ce știi. Eram la o lecție de instrument și nici cum, nu mi așa un pasaj. Nu mi așa efectiv. Și la un moment dat zice profesorul, cum cântam eu așa la fagot, zice, ia dă mâinile la o parte. A venit prin spate, m-a îmbrățișat așa, că era un om foarte mare, voluminos, a pus el mâinile în locul meu și zice, suflă! Și folosește doar articulația. Și el a folosit clapele. Și mi-a ieșit pasajul. Și zice, cânt acum. Și după aia mi-a ieșit. De ce? Pentru că mi-a arătat cum se face și că se poate. Și destul... sunt atât de mulți oameni teoreticieni care sunt specialiști lui nu știu cine și fai și pe niște funcții și pe niște salarii și specialiști de specialiști că umblă șapte fumuri înaintea lor și parfumuri Până ajungi la ei, nu mai fose titluri și toate alea, El pui să țină un discurs, să țină o, o, o cuvântare simplă, să bâlbâie, să câcăie de 10 ori și să gângăvește acolo și nu știe să-și găsească trei fraze. Da, edita dita mai doctorul, hipopotam, dita mai nu știu unde, până academii și... Nu vreau să mă înțelegeți că nu pun preț pe astea, dar de multe ori s-a construit o adevărată epopee și un adevărat mit în jurul unor oameni și ei știu să vândă foarte bine povești răsuflate. Așa era și Saul. Hai să dau armura mea să-ți arăt niște tehnici de barare. De... Și ce, la un moment dat când a început să meargă cu ele, David, bă, dar spre grele, nu merge, nu... Mă duc eu, mă, cu traista mea de păstor, Mă duc cu praștea și cu niște pietre. Cum așa? Pe păi da, fii autentic. Du-te cu armele pe care le stăpânești. Nu încerca să fii altcineva că ești ridicol. Mi-aduc aminte, eram în seminar și puteai să-i vezi pe capete imitatorii lui, imitatorii lui, imitatorii lui, cu Tărescu, Puteai să vezi niște schimonoseli din alea și niște urlete, niște mugete și tot felul de papițoieli din astea academice. Și stăteam cu un coleg am dat cu, zic, fii atent ăsta seamănă cu ăla. Ăsta imite pe celălalt. Fii autentic în ceea ce spui. Dacă vorbești într-un fel, bun, poți să te cizelezi, dar trebuie să rămâi tu. Nu încerca să imiți pe nimeni pentru că devii ridicol. David, în armura lui Saul, poate că îi venea până la genunchi și abia mergea cu ea, pe ce să faci așa? Și încerci să folosești tehnica lui nu știu care și să folosești zisele lui nu știu care și ideile uh, împrumutate din nu știu unde și nu funcționează, nu merge. Și în momentul ăla, David a zis așa. Nu pot să merg cu armatura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Dezbracă-te de tot ce, ce nu este autentic, ce nu face parte din stilul tău de a fi. Nu vreau să înțelegi că vreau să fiu un capsat și să fii încăpățânat, să nu te îmbunătățești, să nu te reinventezi. Nu despre asta vorbim, ci despre faptul că tu ai o structură ta, un fel de a fi mergi pe ceea ce ești pe ceea ce ți-a dat Dumnezeu pentru că ești unic nu încerca să te transformi în altcineva și-a luat toiagul cu mână și-a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filisteanu și începe frica ha! Ha -ha -ha! păi ce vă vii la mine cu toiag și cu prăștei și cu ciomege și se o câine. Păi aici e tehnică. Aici e așa o, o adevărată artă, un adevărat rit al luptei. Se luptă așa și așa. Hai, vină în coace să-ți arăt eu cine și ce și cum. Și David îi scurt și spune, știi ce? N-am nevoie de poveștile tale. Eu am venit împotriva ta, în numele Domnului și a oștirii pe care au ocărât-o și astăzi Dumnezeu te va da în mâinile mele. Și a venit ăsta cu dita mai plată, și cu scutier, și cu toate, după el, și cu suliță. Nici n-a apucat să le folosească. Cu o praștie, pac, direct în frunte și s-a terminat cu marele goliat. Așa se va întâmpla cu toate miturile și cu toate personalitățile acestea legendare pe care le-am construit în mintea noastră și, vai, uite-l, apare acum și nu știu ce. Povești. Este important să faci lucrarea lui Dumnezeu, să fii autentic, să fii de folos, util, acolo unde te pune Dumnezeu. Și după ce David a doborât Goliatul, da, uh, uriașul, toți s-au entuziasmat și zic, mă, dar cine este, nici n-am auzit de el. Toată lumea după el. Și au pricinuit filisteilor o mare înfrângere cu o și cu o piatră David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. Atitudinea este cea care îți arată altitudinea la care ești. Atitudinea te va duce unde dorești, unde este visul tău și unde vrea Dumnezeu Atitudinea este mai importantă decât armele, decât toate celelalte elemente convenționale la care lumea se închină cu venerație. Atitudinea și credința sunt cele care te vor ajuta să învingi fricile din viața ta și să fii un om nou, care trăiește fiind împlinit, care trăiește după un ideal, nu după cutume, care trăiește după principii și după valori și nu după părerile oamenilor care. Are curaj să facă ceea ce toți ceilalți se tem, pentru că n-a mai făcut nimeni așa ceva, sau cel puțin a trecut ceva vreme de când nimeni n-a mai îndrăznit un asemenea lucru. Ai în față multe provocări și vei mai avea în viitor, indiferent care vor fi, indiferent ce probleme vor apărea în viața ta, niciodată să nu-ți fie frică. Să nu ai o frică mai mare decât curajul. Atitudinea este foarte importantă. E de două ori mai mare ca tine, nicio problemă. Gândește-te cum să înfrunți acea frică. Gândește-te cum să rezolvi acea problemă. Focusează-te pe soluții, nu pe probleme. Nu l admira atâta pe Golia, ci nu te teme atâta de el, pentru că îți vei pierde toată energia, toată puterea. Gândește-te cum să biruiesc, cum să atac, care va fi tehnica de lucru, astfel încât să pot merge mai departe și Dumnezeu să-și arate puterea prin mine. Lumea este plină de oameni care se tem, de oameni care nu mai îndrăznește să viseze, de oameni care au capitulat în fața bătăliilor vieții, au trecut pe un pilot automat. Și dacă au cu ce să plătească facturile, și dacă au cu ce să plătească impozitele la stat, asta este singura lor uh, dorință și aspirație în viață. Însă lucrurile pot să stea altfel, poți să ai un ideal și nu mă refer la cantități, la bogății mari, pot să ajungi acolo, dar nu ăsta este un scop. Ce este important să vezi care este sensul vieții tale, care este scopul pentru care Dumnezeu te-a adus în lumea aceasta, care sunt planurile pe care le poți face pentru viitor, care este amvergura lucrării și a influenței tale, să-ți deschizi larg aripile și să zbori cât mai sus, nu te mai limita și nu te mai teme de niciun goliat. Pentru că știi ce? Goliat strigă tare, se umflă tare ca să te intimideze. Însă, depinde de tine dacă El va avea sau nu putere în viața ta. David a arătat că a fi mic poate însemna a fi mare, a fi slab poate însemna a fi puternic, că a fi credincios bate orice element convențional. Și nu uita, biruința este a Domnului, dar Domnul vrea să biruiască și prin tine mergi în față și în fruntă goliații, oricât ar fi până la urmă, toți vor cădea dacă vei merge înainte